Salut, eu sunt Gicu. Astăzi voi transplanta această plantă. Se numește calancoie și după cum vedeți a crescut prea tare, prea înalt și uitați-vă, ghivecea este foarte mic pentru ea. Uitați-vă ce tulpină groasă are și uitați-vă aici ce este de subțire. Iată, vedeți? Așa că transplantăm astăzi planta aceasta chiar acum și vreau să vă arăt în ce ghiveci. Iată în așa ghiveci, o voi transplanta. Deja am pus petriș la fundul ghivecelui ca să aibă un drenaj bun. Iată, din nisip am cernut și nisip conțin petriș. Am cernut nisipul și petrișul la fundul ghivecelui am pus. Voi folosi acest sol. Aici conține compost, pământ din magazin, substrat și nisip, puțin nisip, ca să fie pământul drenabil. Deci hai să încercăm să transplantăm. Întâi punem puțin pământ în ghiveci. Așa, acum încercăm să scoatem planta. Deci apuc așa cumva. Așa fac. Așa, și hai să încercăm. Iată, am scos-o, petrișul la fundul ghivecelui. Deci, hai să ne uităm ce e aici. Asta, asta așa arată. Bun, acum ce trebuie noi să facem? Scot petrișul ăsta, punem așa cumva. Iată așa să fie bine. Acum așa ceva. Și voi scoate aceste frunze. Acum pot să pun pământ. Pot să umezesc. Deci eu pun pământ acum. Cu mâna se poate și cu mâna. Cu mâna este mai bine încă. Este gata, acum se poate de umezit. Să udăm solul bine, nu chiar bine, dar să fie normal. Mă gândesc că este destul și va trebui să-i punem ceva, să o sprijinim de ceva până când. Deci așa arată rezultatul final și eu cred că planta se va simte bine în noul ghiveci. Deci, sperăm să fie tot bine. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi bună, distribuiți acest video, lăsați un like și vă întreb, voi aveți planta asta? Scrieți în comentarii și ne vedem data viitoare. Ciao!